Au venit, s-au distrat, însă au lăsat o mizerie de nedescris în urma lor. Maldere de deșeuri au rămas în zonele în care au fost organizate evenimentele festive de zilele orașului Drobeta Turn Severin. Așa arată parcarea celui mai mare centru comercial, după ce reflectoarele de la concerte s-au stins. Distracția s-a încheiat pentru petrecăreții din Drobeta Turnul Severin. În urma lor a rămas mizerie de nedescris, pe care trebuie să o adune firma de colectare a deșeurilor. Nu e normal, dar nici coșurile lor, că dacă te uiți la coșurile lor, o despline. Ar trebui să se mențină curățenia. Ar trebui, dar cine? Mult tineret. Nu știu de ce oamenii aruncă peste tot gunoaiele, adică, dar cred că e o problemă. Nu sunt coșuri de gunoi suficiente. Din estimările autorităților, la evenimentele festive din cele trei zile, au participat, cumulat, peste 100.000 de oameni, însă la cum arată locul în care s-a derulat distracția, mulți par a fi certați cu legea.